salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de My Summer Car, alături de mașina noastră. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place episodul acesta și mai vreți să continuăm cu My Summer Car. Astăzi nu o să ne mai ducem să căutăm RPM Go, ci pentru că m-am chinuit mai devreme să caut și nu l-am. Așa că, în episodul de astăzi ne vom duce să luăm doar geante. Asta trecem și la motor. Ok? Bun. Și poate vă întrebați ce punem cu Ford. Ei bine, ce avem noi? Voi credeți că nu avem nimic? Locul ăsta arată ciudat. Da? E. Punem. Nu e problemă de război. Îl punem așa pe Ford. Vedeți? Și are niște șuruburi. Și trebuie prinse. Dar, deocamdată, ne ducem la aventura noastră cu geantă. Ne întrebăm geantă de la Fletari. Niște Fletari. Da, vedeți că mergem până la magazin să cumpărăm niște spray. Ca să ne vedem. Bun, dar sunt sigur că sunt toate luminile stinse. Punem așa. Bun. Terminată, pentru că nu are frâne. Bine, chiar are frâne, dar nu merg frânele. Bă, măcar nu înțeleg de ce scoate fum dacă mașina e oprită. De ce scoate fum pe țeava de asta de eșapament dacă mașina e oprită? Nu pot să înțeleg. Să-l facă cu de acum. Să-l facă.
Anima a gente pra passar no... Păi nu! Aici, de ce e strâmbat aici? Stai, așa e ea sau am strâmbat-o eu? Am strâmbat-o... Nu cred că am strâmbat-o... Cred că am strâmbat-o eu. Uitați, am mama secretă, deci... Nu mai intri pe ușă, vii pe aici. Vii pe aici, nu mai intri pe ușă. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Bob, arată bine jantele. Ziceți voi dacă n-arată bine. Și fiți atenți, și aici. What? De ce nu mă las? Ah, uite așa! Se sputre ea. Și nu știu, s-a adăugat rigla asta și nu știu ce faci cu ea. Ia să încerc ceva. A, fuț, schimba asta, am înțeles. Da, ce cruza asta a lui. Ok, stai să luăm, o să luăm jantele și apoi plecăm. La magazin.
Dima. Aici, papa, aici. Ba, bucățele astea de motor, cred că le cumperi. Cumperi? Da, ăsta are toate, bine, are toate chestiile bune, practic. Putem să cumpărăm un bloc nou dacă vrem, starter nou, bine, starterul nu merge mai bine decât ăla. Pentru că ăla o să facă cum face ca asta, ca mașina asta. Și hai că luăm și ultima jantă și plecăm acasică. Cred că sunt toate, vreo jantă, cred că sunt toate. Da, toate. Hai, mă! Hai! Bun,
kun mä revoin sun rakkaan. Niin, että nää suojelee sun. Ой, Даша. Hai să și alimentăm, pentru că nu am mai are fulu. Tervetuloa te... Ei kun sinä kanssa oi, vaan olitkin. Voi mä sinut kolettu. Wow. Okei. Okay. Nu cred mä ajus komanda și nu... Fără să mă sune ăla. Wow, okei. Okay. Atunci unde să le punem? Să nu... E siguranță că le punem aici. Mitenkäs meinasitko sinä osallistua tuohon suvisprinttiin? Sehän olisi tuossa viikonloppuna lauantaina. Tai brodere, missä voi kerran terminaa masina? Minäkin joskus ennen vanhaa siihen osallistuin. Kyllä mä... Kiitos ja hyvää päivän jatko. Se kun poron... Tästä. Becuri nu o să mai cumpărăm, că avem deja. Luăm punga și plecăm. What? Bun. Uitați-vă și voi ce avem aici. Nu slip. Unde să pun asta? Hai că pun aici. Ce rău se poate întâmpla până la urmă. Hai bine. Și acum sunt le pregătiți să plecăm. De ce-mi trebuie asta? Mâna? Thank you.
Thank you.
on nuorisen tuli. Sopra repede benzina la macchina. Voi am văzut un YouTuber, se zica o mai s-a marcat cu volanul, adică ce nu pot să dau. Și ar fi mai ușor pentru mine ca să nu mai merg.
aseintraalina voit. Tai... Vaan no se on kriotunut. Hai să oprim mașina. De câte minute filmăm? 37 de minute, ok. Hai să ne culcăm. Este pe mapă. Mă bucur că am adus toate astea acasă. E joi, cred. Da? Joi. Dați-mi face aici stresul. Hangarul. Alea, alea. Îmi fac și treaba mică. Bun. Ia să punem notele astea pe mașină, ia. Wow, cum arată, băieți. L-am strâns. Da? Păi, roata asta strâmbă. Bar n-am. Stai, strângem roțile. Apoi, după ce stăm roțile, mă duc să salvez, după ce pun roțile. Deci, după ce pun roțile, mă duc să salvez, în caz de... se întâmplă ceva... Aș, mai una aici. Nu, aici, aici. Nu, aici, aici. Bun.
What? Mun puistoaika, mut jos on sitten... Se vaan. Am avut noroc, am văzut faza aia, uite. S-ai strâns. Da. Bun. Bun, am pus toate roțile. Mașina arată cu totul altfel. Ce asta? A radio. Nu o să-l punem pe la viu, să-l punem pe ăsta nou. Și aici cred că e aia, film mixtor goci. Da, ăsta e. Le lăsăm aici. Și acum mă duc să salvez. Cât e ceasul? 5 dimineața, ok. Bun, salvez și după de ce așa. Hai ca sunt stânga, ce? Bun. Hai, s-a făcut deja dimineața. Închidem toate luminile. Ține maxa și mă duc să văd dacă trebuie să plătesc ceva. Calculatorul, bun. Bun. Aici eu, nu. S-a fost mie, ok. De motor. Dar deci sunt curios dacă pot să fac manual. Hai
aika hyvä, kun se katsoo, että se on kohdentille. Ja... Está colorada, está colorado. ¿Lubra? Acum, ne ocupăm de motor. În timp ce ne ocupăm de motor, vreau să ne ocupăm de baterie. Dacă aveam tu, unde e cealaltă baterie? Cealaltă baterie, n-am cumpărat două, parcă. Am cumpărat două baterii. Și bateria. Bun. Înseamnă că asta o vom folosi pe post de sau asta până m-am încărcat. Ce altă baterie, mă? Când am atât la magazin, nu știu unde era bateria asta. Unde era, mă, cealaltă baterie? Nu cred. O jos. Era mașină. Nu cred că era mașină. Bun. Bun, acum stați un pic să deschid YouTube-ul. Am o dată engine plate. Ce mai avem? Add gasket. Hai să vedem ce mai are tu. Camshaft-ul. Ok, era cu cheie de 5. Da, era cheie de 5. Thank you.
Onkinhan se tippuu. On strašně rovolné. Von. Acum punem camshaftul. Și acum, ca să prindem camshaft, dacă se numește camshaft, nu camshaft, trebuie să punem astea. Chiar nouă. Ia să vedem. Unde e șurubul astea? Și cred că după ajunge toane. Toate șurubulile. Pistoanele. Ajungem pistoanele. Așa. Aici. Și ultimul piston. Bun. Stați, acum stați un pic, trebuie să până montăm motorul, până alea, după aia montăm motorul, până aia construim motorul. Șapte se strâng, șapte se zida. Mm-hmm.
Asta e ora, ceva asta a tine. Am prins toate șnurile. Ținem șnurile la baia de ulei. Asta. 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 Hai de fapt să motorul ăsta ca să văd șurugurile care sunt strânse, care sunt nestrânse. Astea strânse. Sunt rog că stai strâns. Și mai e șurubul ăsta care se strânge cu cheia de 13. Altceva. Flywheel. Flywheel. Nu, asta. Bun. Se pune aici, parcă. De ce nu mai... Așa. Șurubul astea, nu știu unde am. Bun. Vom lua flywheel, nu flywheel, scotch, flower, pe numărul aici. Strânci, chiar 8, 9, 6, 6. Acum, întoarcem motorul. Băieți. Motorul și punem gear stick-ul.
izquierda. Ok. ¿Qué dice el dedico? Dante, trebuie să punem și inspection cover-ul. Ăsta. Doi. Da. Șurubulne. Dar să știți că inspection cover-ul nu intra aici dacă erau șurubulele astea strânse. Așa că trebuie să le pune. Trebuie să-l pui. Nu știu ce ăla. Și am văzut și știu deja ce intră aici. Și eu știu. A, mai e un șurub. Aici mai e unul. Nu știu cu ce cheie să prinde. Chiar 6? Nu. Chiar 5? Nu. Chiar 7? Nu. Chiar 8? Chia 9? Nu. Chia 10? Asta era. Aici parcă avea ceva. Chiar 6 trebuie să luăm. Și gear ăsta, gear stick-ul, drive gear. Strângem șuruburile. Sunt și asta. Strângem șurubule. Bun. Stai că nu am strâns pe toate, stați liniștiți. Simt, te rog, am strâns toate șuruburile. What? Asta nu era strâns? Nu era... Asta, asta și trebuie să mai strâng și... Și acum cred că trebuie să aliniem. Nu. 10. Și trebuie să aliniem ăsta la perfecție. Până e aliniat cu ăsta. Thank you.
No, ahí en Colombia. Acum cred că e. Acum? Da. Acum ce să spun? Trebuie să punem asta. Punem așa. What? Asta e full. Asta e full deja. Acum punem water pump. Bine, o să se lege ceva cu asta. Și luăm cheia de 7. Strângem water pump-ul ăsta. Bun, dar cu ce se strânge asta? Cu 7? Nu se strânge cu 7, 10 cred că. Hai, nu? Cu 11? Da, 11 era. Bun. Acum punem alternatorul. Și acum facem așa. Se meargă
Stop. Tragem alternatorul așa ca să nu scârție mașina. Ok. Ok, hai cum... Să vedem șurubul. Acum punem... Nu. Ocupăm și de partea asta, de aici. Punem asta. Local shaft. Și ce cheie, cu ce cheie se strângeau? Strângem un pic din alternator. Aici. Strângem șurubul ăsta. Șurubul ăsta o să strângem după ce punem rocker cover-ul și asta. Ok? Bun. 7 se strânge? Nu, cred că cu 6 se strânge. Asta. What? Uite, 10 era. Lol. Acum, cred că trebuie să punem bujile. Ce mai de pus? Cred că asta. Cred că asta trebuie pusă. Aici. Strânge. O, am nimic ea. Tare. Merg ea. Și nu am deja cred că de o oră. Mamă, o oră și 15 minute, lol. Știi că e live. Distribuitorul.
Vă spunem bucuria asta, mai avem, avem horror la bucurii. Și trebuie să luăm șurubul ca să stângem asta. Apoi punem filtrul de ulei, dar să știu așa că n-am terminat, nu o să-l punem pe ăsta vechi, să-l punem pe la nou. Dacă mai avem, uite-l. Pui filtr. A, sincer, arată mai bine uleiul ăsta. Filtrul ăsta de ulei. Și pur și simplu să strângem manual cu mâna. Acum trebuie să punem, acum o să punem și starter-ul. Și acum vom strânge cu o cheie de 7. Parcă. A, astea le-am strâns deja. Asta, mi-a trebuit să pun asta, i-am pus-o înainte. Înainte am pus chestia asta. Și acum punem bușiile. Strângem bine. Stăm la aici. Bun. Ce mai trebuie să... What? Bă, șurubul ăla nu-i prins. Ce era? 7? Uite-mă, nu era prins bine ăsta. Acum punem rocker cover-ul. What? Hai să punem rocker cover-ul, dar îl punem pe ăla. Mecher de tot. De tot. Am închis ăsta ca să nu mai aud ce vorbesc. Să nu se mai audă pe filmare ce vorbesc cu ei. Îmi place rău că-l cover-ul ăsta. Satsuma! Ești pe el? Aha, să punem, cred că trebuie să punem the header. Și
Okay, și trebuie să prindem șuruburile. Și nu știu cu ce chei să prind șuruburile astea. Ba, dar nu știu pentru ce e regla asta, vreau să-mi ziceți în comentarii. Mai am șurub la header? Bun, acum trebuie să punem asta, calculatorul, punem aici, două aceste se strânge. Poate de o piesă. Stai că acum am văzut. Trebuie să mai, ce mai trebuie să punem? Water pump. Cred că mai trebuie să punem un water, nu, fuel pump. Acum mai știu și unde e pe aici. What? Deci, a, deci fuel, nu asta, fuel pump, cred. Uitați, se leagă la carburator. Nu mai văzut. Ok. Pe versiunea mai veche nu se lega la... Hai să vedem ce ne facem. Și acum punem asta și cred că am terminat motorul, nu? Da. Terminat motorul, băieți. Bă, dar unde-i trusa? Aici. Cu 5 cred că se strânge? Nu, cu 6. Da, stați un pic, vreau să prind și asta. Aici. Ba, să vedeți episodul viitor când o să instalăm botul pe mașină, să... Hai de cap, nu, să băgăm electricitate, să vedeți cât de greu o să fie. Bun. Bun, cred că am terminat motorul. Acum vreau să-l punem pe girafă și episodul viitor îl vom muta. Nu e, vom muta, nu e. Mai jos un pic, până apare și șuruburi. Bun. Facem așa. A apărut! A apărut șuruburi, băieți! Ok. Și se strâng șuruburile alea cu cheia din zeche. L-am pus pe girafă.
Ok. Băieți, cam atunci cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!